Bucurie să fim din nou împreună în această dimineață. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a permis încă o dată să stăm la masă cu Fiul Său, împărtășia aceasta sfântă, curată, solemnă, împărtășie unii cu alții, aducându-ne aminte de marele preț pe care Domnul Iisus l-a plătit pentru noi. Faptul că suntem împreună, faptul că suntem în familia lui Dumnezeu și suntem copii ai lui Dumnezeu, se datorează jertfei Domnului Iisus Hristos. Ca să surpe zidul acesta de despărțire dintre noi și Dumnezeu, să înlăture păcatul nostru, a trebuit ca mai întâi El să fie jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și Dumnezeu a primit această jertfă și datorită intrării sale în ceruri, triumfător, în slujba de mare preot înaintea lui Dumnezeu, avem și noi îndrăzneala aceasta să ne apropiem de Dumnezeu, să venim cu mulțumiri, cu rugăciuni, cu cereri, să ne trăim viața sub privirea lui Dumnezeu, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. Am vorbit în ultimele vremuri, în ultima perioadă de timp, despre răpirea bisericii, dacă vă aduceți aminte. Lucruri frumoase, s-a vorbit în ultimele două luni despre patimile Domnului Iisus, despre învierea sa, despre înălțarea sa, despre venirea Duhului Sfânt în lumea noastră. Adevăruri scumpe pe care le istoria le prezintă, cuvântul lui Dumnezeu le confirmă, ni le arată, lucruri de care avem nevoie. Mă gândeam la viitorul bisericii, poate va zice cineva, odată răpită biserica în veșnicie, se încheie totul. Nici de cum, odată cu intrarea în ceruri, se deschide, am putea spune, veșnicia pentru noi. Și Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu are să ne spună foarte multe lucruri despre viitorul etern al celor credincioși. Și ca să vorbim despre ce se va întâmpla după răpire, așa cum ne prezintă Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, m-am gândit că este nevoie să vorbim ceva despre învieri. Am vorbit despre prima înviere și a doua înviere. Am dezbătut subiectul acesta pentru cei care ați fost într-o sesiune. Iar în ultima perioadă de timp, înainte ca să vorbim despre mileniu și viitorul etern al credincioșilor, am considerat că este necesar să privim la o realitate pe care Scriptura ne-o descoperă și ne-o spune, și anume, Scriptura vorbește despre anumite judecăți. Chiar dacă suntem mântuiți și spunem că păcatul nostru a fost îndepărtat, am fost primiți în familia lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu, totuși îl cunoaștem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care judecă pământul, pentru că se nasc foarte multe întrebări și le auzim adesea în jurul nostru. Auzim foarte des repetându-se această afirmație: o, cum mai rabdă Dumnezeu lumea aceasta în care trăim. Sau când descoperim sau auzim de anumiți oameni care ucid sau violează sau fac atâtea lucruri urâte, ne întrebăm și auzim și spun oameni, dar cum îl mai rabdă Dumnezeu sau cum o mai rabdă Dumnezeu pe acea persoană? Sau adesea auzim oameni care spun, de ce îl rabdă Dumnezeu pe Satan? De ce nu-l judecă? De ce nu-l leagă? De ce nu-l aruncă în iad? De ce nu eliberează lumea noastră în care trăim? Și astfel de lucruri, sau Duhul lui Anticrist, sau prorocii mincinoși care încurcă pe oameni și înșeală. Și astfel de întrebări, la astfel de întrebări, Scriptura dă anumite răspunsuri. Când vorbeam despre înviere, deși între cele două învieri, prima înviere și a doua înviere, ne indică deja faptul acesta care va fi viitorul etern al omului, totuși prezentarea aceasta a Scripturii cu privire la cele două învieri nu înlătură
ceea ce spuneam, și anume judecățile lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran ca judecător al întregului pământ. El va face dreptate. Dacă vreți să vă uitați acasă sau să urmăriți Geneza, capitolul 18, cu versetul 25, Avraam stătea înaintea Domnului și mijlocea pentru Sodoma. Și se gândea Avraam că acolo în Sodoma poate sunt, prima dată a spus, 50 de oameni buni, și tot mijlocind a ajuns la 10 oameni buni, gândindu-se că cel puțin nepotul său Lot, împreună cu familia lui, vor fi oamenii lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu nu va judeca cetățile acelea, care păcatul lor ajunsese la culme. Și spune Avraam în versetul acesta: vei judeca tu pe cel bun împreună cu cel rău, în așa fel încât cel bun să aibă aceea soartă cu cel rău? Și spune Avraam lui Dumnezeu: departe de tine gândul acesta, tu care judeci tot pământul, nu vei face tu oare dreptate? Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Avraam ne dă primul indiciu cine este Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca omul, spune în cartea Iov. Nu este ca omul. Este diferit. Este desăvârșit. Este suveran peste creația Lui și peste noi, ființele create de El. Dumnezeu este deasupra tuturor. Iar viața pe pământ, da? Dumnezeu a așezat, da, niște parametri în care oamenii să trăiască după dreptate. Și faptul că nu ascultă și calcă legea lui Dumnezeu, sunt pasibili de pedeapsa lui Dumnezeu. Aceasta este o realitate. Aș vrea să privim în primul rând la aspectul acesta, va fi dacă vreți, o discuție introductivă, să nu o numesc predică, o dezbatere introductivă asupra acestui subiect al judecăților. În primul rând, dragii noștri, trebuie să privim la realitatea, că realitatea judecăților este o certitudine, așa cum ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Nu este ceva obscur sau ceva la care am zice, apoi o fi, nu o fi, mai vedem noi. Da. Realitatea aceasta a judecăților pe care Dumnezeu ne descrie în cuvântul Său este o certitudine. Și vom vedea lucrul acesta. Faptul că va fi o judecată a celor drepți, cât și a celor nedrepți, este sugerat în primul rând de conștiința oamenilor. Înțeleptul Solomon spune un cuvânt pe care probabil și copiii și tinerii îl știu foarte bine. Iată ce spune Solomon. Eclesiastul 11:9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Poate vom zice noi, dar toate aceste lucruri pe care le face un om într-o viață sunt stocate undeva? Are Dumnezeu un hard disk acolo în care pune totul, toate informațiile vieții noastre? Dacă omul este în stare să facă așa ceva, cu atât mai mult Dumnezeu. Fratele Adi râde pentru că știe mai bine decât noi ce înseamnă stocarea informațiilor. Dumnezeu spune că la final va trage linie, da? Și în libertatea aceasta pe care Dumnezeu îi dă omului, îi spune clar, la sfârșit te va chema Dumnezeu să dai socoteala pentru viața care ai trăit-o. Eclesiastul 12:14 spune că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
Și aspectul acesta al judecății lucrurilor ascunse, fie bune, fie rele, este accentuat pe paginile Sfintei Scripturi. Poate ne întrebăm, dar de ce se ocupă Dumnezeu de lucrurile ascunse, fie bune, fie rele? Ceea ce este vizibil, da, este sub privirea oamenilor, toată lumea știe, da, încadrează dacă un lucru este bun sau rău, dar lucrurile ascunse, acolo se pune problema, pentru că înșelătorul, vrăjmașul spune așa: faci lucrul acesta, ții toate măsurile de precauție, nu știe nimeni, se mormântează totul, se închide totul și tu ești liber să faci ce vrei. Dar dincolo de o astfel de înșelare pe care vrăjmașul o seamănă în inima oamenilor, Dumnezeu vrea să spună: nu stau lucrurile așa. Și chiar dacă faci bine sau rău, în ascuns, da? Știm că lucrurile bune, ne spune Scriptura, care se fac în ascuns, se fac cu scopul ca Dumnezeu să aducă răsplătirea. Dacă le facem la vedere sau ne înfățișăm noi ca și cu oameni cu cernii, afișăm da, starea noastră de binefacere, atunci s-ar putea să pierdem răsplata, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, prin gura Domnului Iisus Hristos. Pavel vorbește și el despre conștiința care fie îl acuză, fie îl apără pe om, în Roman 2:16. Iată ce spune Pavel. După Evanghelia mea, când vorbește de Evanghelia lui, trebuie să înțelegem că nu era ceva ceea ce a născocit el. A fost ceea ce el a primit prin descoperire dumnezească în perioada de 3 ani cât a stat în Arabia după convertirea sa. Acolo, în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu i-a descoperit ceea ce noi avem. Temeiul, dacă vreți, baza Evangheliei descrisă în Cartea Roman și în Epistola către Galateni. Iată ce spune Pavel. După Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Dumnezeu va face această judecată prin Domnul Iisus Hristos cu privire la lucrurile ascunse ale oamenilor. În Evrei 10:27 găsim afirmația că tuturor acelor care au păcătuit cu voia nu le rămâne decât o așteptare înfricoșată a judecății. La tot ceea ce se săvârșește cu bună știință, cu voia, știm că standardul lui Dumnezeu este de a nu face anumite lucruri, da? Și dacă faci anumite lucruri, intri sub pedeapsa lui Dumnezeu. Dar un om care în mod deliberat decide să-și continue viața în felul acesta, nu rămâne pentru o astfel de persoană decât ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici: o așteptare înfricoșată a judecății. Chiar dacă dezbaterea aceasta ne conduce, da, spre un singur cuvânt care cutremură ființele noastre, și anume judecata lui Dumnezeu, totuși este mai bine să cunoaștem decât să fim ignoranți, să nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Acest sentiment spontan al inimii umane, glasul conștiinței, este confirmat de Scriptură. Spune că Dumnezeu a așezat în lăuntru ființei noastre, a pus în noi gândul veșniciei. Conștiința, dragii noștri, am spus-o în repetate rânduri și e bine să cunoaștem adevărul acesta, este o componentă a spiritului nostru, o componentă duhovnicească a ființei noastre, alături de comuniunea cu Dumnezeu și de intuiție. 3 factori care compun cumva rezumativ latura duhovnicească a ființei noastre. În Eden, când oamenii au păcătuit, au pierdut o parte din latura aceasta spirituală. Comuniunea cu Dumnezeu s-a întrerupt atunci. Dar a rămas mai departe, în lăuntru ființei noastre, conștiința. Mulți teologi, oameni, o numesc în diferite moduri. Rațiune o numesc mulți, alții o numesc cuget sau așa mai, și așa mai departe. Dar să ne fie foarte clar, conștiința este acea parte a ființei noastre care face legătura cu Dumnezeul care ne-a creat.
Nu este o latură sensibilă, sufletească, plină de emoții sau sentimente. Este locul în care vorbește Dumnezeu înăuntru ființei noastre și prin conștiință Dumnezeu fie ne acuză, fie ne dă libertatea de a face anumite lucruri. Avram l-a recunoscut pe Dumnezeu ca judecător al întregului pământ, așa cum spuneam mai devreme. Ana, atunci când în cântarea ei de laudă vorbește despre Dumnezeu după ce a primit, da, pe Samuel, ea spune acest lucru în rugăciunea ei: Domnul va judeca marginile pământului. Nu există loc ascuns. Și David continuă și el și spune în Psalmul 139, chiar dacă m-aș duce și la marginea lumii sau marginea mării, oriunde aș fi, tu ești acolo. Nu poți să fugi de fața lui Dumnezeu, să te ascunzi cumva sau să te eschivezi, da? Să scapi de ceea ce Scriptura numește judecata lui Dumnezeu. Cartea Evrei spune că totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face. David a vorbit și el despre lucrul acesta. Găsim în 1 Cronici, capitolul 16 cu 33, în Psalmul 96 cu 13, 98 cu 9, n-am timp să citesc aceste lucruri, doar mă rezum la un singur verset. Psalmul 9 cu 7 spune că Dumnezeu și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecat. Și David, care nu a fost doar un împărat al lui Israel, al doilea împărat al lui Israel, el a fost un proroc al Domnului și multe cuvinte profetice le găsim în psalmii scriși de David. Mai departe, în Noul Testament, amintesc aceste lucruri ca să spun ceea ce spuneam. Judecățile lui Dumnezeu, da, sunt niște realități, este o certitudine pe care Scriptura ne-o descoperă, ne-o pune înainte. Iată ce spune Domnul Iisus în Matei 16 cu 27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Aici se referă la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, da? La cea a doua parte din cea de-a doua venire a Domnului Hristos, și anume descoperirea Lui pe planeta noastră din nou, va veni ca judecător, ca cel care va cărmui această lume cu un toiac de fier, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și înainte ca să-și înceapă, da, domnia milenară pe pământul acesta, va face curățenie, va face judecată și rostește aceste cuvinte că va fi însoțit atunci de îngerii Săi, da, și va răsplăti pe fiecare după faptele lui. Pavel predică Evanghelia în Atena și știm foarte bine ce spune în Fapte 17 cu 30 și 31. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iată ce știa Pavel, iată ce informa pe păgânii din Atena despre Dumnezeul pe care el îl prezenta înaintea lor, despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Vrea să le spună: Dumnezeu nu ține seama de ceea ce n-ați cunoscut până acum, dar din momentul acesta vreau să înțelegeți că Dumnezeu în istoria umană și-a trimis Fiul pe pământul acesta ca jertfă de ispășire pentru păcatele voastre. Pentru vremea în care n-ai știut, Dumnezeu nu te condamnă, dar Dumnezeu are o poruncă să o dea omului astăzi, nici de cum mâine sau altă dată. Și porunca lui Dumnezeu este ca orice om, toți oamenii de pretutindeni, ce să facă? Să se pocăiască. Azi sunt atâtea învățături false prin care, da, indică oamenilor: oh, dacă tu te întorci la Dumnezeu și vei deveni copilul lui Dumnezeu, aceasta este pentru că Dumnezeu te-a rânduit înainte de a face lumea din veșnicie.
Da? Că vrei sau nu vrei, nu mai contează, faptul că vei fi și vei face parte din familia lui Dumnezeu este că Dumnezeu te-a ales, tu nu mai contează cine ești. Nu este adevărat lucrul acesta. A spus-o și voi spune până voi pleca din această lume. Alegerea suverană a lui Dumnezeu, da, este o față a monedei. Alegerea umană pe care Dumnezeu îl provoacă pe om și îi pune înainte să aleagă viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul, da, îi aparține omului. Și dacă aceste două fețe ale monedei nu fac parte dintr-un întreg, nu se produce mântuirea. Înțelegem bine lucrul acesta. Dacă un om refuză chemarea lui Dumnezeu în mod deliberat, știind cu bună știință că singura soluție este Domnul Iisus Hristos și alege să întoarcă spatele Domnului Hristos, și chiar dacă Dumnezeu insistă și îl cheamă de 100 de ori și el spune nu, fac ce vreau cu viața mea, el va fi responsabil de decizia pe care o ia. În 2 Corinteni 5:10 am vorbit despre lucrul acesta, n-am să insist, este un cuvânt adresat celor credincioși. Iată ce spune Pavel, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut cât trăia în trup. Asta ne privește și ne responsabilizează ca oameni credincioși. Ce alegem să facem în perioada aceasta în care ne trăim viața ca și copii ai lui Dumnezeu pe pământul acesta? Vrem să trăim după voia lui Dumnezeu, ferice de noi. Vrem să facem binele, vom fi răsplătiți. Vrem să facem și rele, Dumnezeu contabilizează și pe acelea. Și e trist cu ce spune 1 Corinteni capitolul 3, de la versetul 10 încolo, arată că există și posibilitatea ca în ziua aceea, la focul de judecată al Domnului Hristos, ar putea ca lucrarea unei persoane să fie arsă complet, iar el să fie mântuit ca prin foc. Poate v-am spune la cea mai periculoasă limită legată de mântuire. Evrei 9:27, cuvântul Domnului ne spune că după moarte vine judecata. Urmează judecata. După moartea aceasta fizică, da, care este rânduită oamenilor, este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Dacă omul așteaptă moartea a doua, aceea are de face cu sentința finală, trimiterea pentru eternitate în iazul de foc. Dar rânduiala lui Dumnezeu este ca omul să moară o singură dată și după aceea să stea înaintea Creatorului, înaintea Domnului Hristos, să dea socoteala. Apocalipsa 20:12, legată de această certitudine a judecăților lui Dumnezeu, Ioan ne descrie că a văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de judecată pentru a fi judecat. Acolo se referă la judecata finală, o să vorbim despre ea, în care toți necredincioșii de-a lungul timpului, de la început și până la sfârșit, vor sta pentru judecata de condamnare, de osândire. Dumnezeu ne-a dat asigurarea faptului judecății prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți, judecătorul. Poate vom spune, dar care este scopul acestor judecăți? Dumnezeu cunoaște deja starea tuturor creaturilor morale și ziua de pe urmă nu va fi decât o descoperire a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Haideți să luăm în calcul câteva lucruri foarte interesante pentru noi. Dacă ne ascuțim puțin mintea, vom înțelege câteva lucruri. Sunt niște elemente, da? Niște lucruri așezate în ființa noastră, care fie ne acuză, da? Fie ne scuză înaintea lui Dumnezeu. Haideți să privim puțin la memoria noastră. Vorbeam puțin mai devreme de ce înseamnă un hard disk. Memoria umană este cu mult net superioară, dacă vreți, a ceea ce omul încearcă să stocheze. Da.
În stocarea informațiilor pe pământul acesta se întâmplă și accidente și poți să pierzi totul, da? Dar memoria noastră așezată de Dumnezeu, hard discul acesta uman, noi oameni de știință îl numesc creierul uman, procesorul, acolo unde se procesează informații, se iau decizii, se întâmplă multe lucruri. Dragii noștri, știți ce îi spune Dumnezeu lui Lazar, lui bogatului când era acolo în locuința morților? Luca 16. Adu-ți aminte, fiule, că în viața ta tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar și-a ales pe cele rele. Deci avea posibilitatea omul acela, când Dumnezeu îi spune, să-și aducă aminte. Să se uite puțin în urmă pe firul vieții, da? Să facă apel la memoria sa și să vadă ce alegeri a făcut în acea viață. Ca om bogat, nu i-a păsat de Dumnezeu și nu i-a păsat nici de săracul de lângă el. V-am dat doar exemplul acesta, sunt foarte multe exemple din Scriptură. Al doilea, sau a doua componentă, spuneam puțin mai devreme, conștiința umană, conștiința noastră, acolo unde se iau deciziile, da? Acolo unde stăm de vorbă cu Dumnezeu, acolo unde luăm acele alegeri de să ne punem viața în rânduială sau să nu o punem, să rezolvăm lucrurile sau să nu le rezolvăm, să facem ceea ce este drept și bine sau să nu facem. Conștiința este, dacă vreți, și ea la îndemână, pentru că aceste lucruri, dragii noștri, memoria noastră, conștiința noastră, sunt niște pregătiri pentru judecata care se va face cu privire la noi. De ce spun lucrul acesta? Dumnezeu va folosi memoria noastră să ne aducă aminte. Dumnezeu ne va pune în față, da, legat de conștiința noastră, ce decizii am luat. Și mai e ceva, dragii noștri, e vorba de caracterul nostru. Când vorbim despre caracter, dragii noștri, mulți oameni nu prea înțeleg ce înseamnă caracterul. Dar caracterul unei persoane, al unui om, este, dacă vreți, acumularea în timpul unei vieți a lucrurilor bune și a celor rele. Și te uiți în viața unui om și adesea spune, Doamne, ce caracter frumos are persoana aceasta. Sau te uiți la o persoană care parcă viața lui este îndreptată numai spre rău și spune, Doamne, ce om lipsit de caracter. Sau ce caracter rău are omul acesta. Aceasta, dacă vreți, caracterul definește cumva ceea ce suntem noi ca oameni. Și legat de judecata lui Dumnezeu și caracterul nostru face parte din aceste trei elemente, da? Care nu sunt decât pregătiri în această viață pentru a sta înaintea lui Dumnezeu. De aceea scopul judecăților lui Dumnezeu este ca să ne pună în lumină întreaga noastră viață trăită pe pământul acesta. De când ne-am născut și până vom pleca în veșnicie. Judecățile lui Dumnezeu vor avea loc în ordine pentru a arăta dreptatea lui Dumnezeu și felul în care îi tratează pe oameni. Nu putem gândi în termenii acestea, apoi vine o zi în care Domnul va aduce toată lumea la grămadă, va face o judecată repede așa pe fugă și scăpăm ușor. Nu este așa. Înaintea tribunalelor lui Dumnezeu, orice gură va fi astupată, spune Roman capitolul 13 cu 19, când vorbește în mod special de cei care sunt sub lege. Și că nimeni nu va avea vreun motiv just ca să se plângă cu privire la dreptatea judecății pe care Dumnezeu o va aplica. Dar de ce să astupe Dumnezeu gura fiecărui om? Poate să zică ceva, dar Dumnezeul nostru nu ne dă dreptul la apărare? Păi, dragii noștri, în această viață pământească, Dumnezeu ne-a dat cel mai mare avocat. L-a pus la dispoziția noastră a oamenilor. Ce facem cu Domnul Iisus Hristos? Sau ce fac oamenii
cu Avocatul Suprem, care în permanență stă înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Cum va fi astupată gura oamenilor? Ce le va arăta Dumnezeu oamenilor în ziua în care se vor înfățișa înaintea Domnului Hristos, cel care va îmbrăca haina de judecător? Poate vreun om să se dezvinovățească, chiar dacă nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus sau nu a auzit Evanghelia? Vorbea despre conștiință. Dumnezeu se descoperă și în conștiința oamenilor, se descoperă și în creație, se descoperă în împrejurări, în vise, în vedenii de noapte. Dumnezeu are atâtea mijloace în care să se descopere oamenii, chiar dacă nu aud Evanghelia. Și în fața acestor descoperiri ale lui Dumnezeu, omul ia anumite decizii. Ia seama sau nu ia seama la ele. Vreau să vorbesc puțin despre judecător. Am citit acolo și mai avem o referință în Evrei 12 cu 23, că Dumnezeu este judecătorul tuturor. Dar El își va împlini lucrarea prin Fiul Său, Iisus Hristos, lucrarea aceasta de judecată. Ioan 5 cu 22 am repetat de zeci de ori, de sute de ori versetele acestea și în mod special când vorbesc la evanghelizare, la mormântări, spune cuvântul Domnului prin gura Domnului Iisus Hristos, spune că Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și versetul 27 spune, și i s-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Domnul Iisus are două nume deschise în cuvântul lui Dumnezeu speciale. Este numit Fiul lui Dumnezeu, dar este numit și Fiul omului. Și oamenii vor sta înaintea Domnului Hristos, care poartă însemnele umane. El a plecat la ceruri cu un trup, da, asemănător cu al nostru, al oamenilor. Și oamenii vor sta înaintea unei ființe, da, care seamănă cu El. Nu poate să spună atunci, în ziua judecății, Doamne, păi știi ce? Tu ai fost un duh, nu te-am văzut, nu te-am cunoscut, nu știam cum arăți. Dar înaintea Domnului Hristos, orice gură va fi astupată. Toată judecata a dat-o Fiului. El va judeca pe cei credincioși după faptele lor, așa cum am citit. El va judeca fiara și pe prorocul mincinos pe care îi găsim în Apocalipsa și armatele lor. Da? Când vorbim despre fiară în Apocalipsa, să știți că este o referire la Anticrist, omul fără de legii, acela care va încerca cumva să înșele lumea și să se dea drept Hristos în perioada de judecată a celor 7 ani prin care va trece planeta noastră, după ce Biserica Domnului Hristos va fi mutată în ceruri. Domnul va judeca națiunile adunate înaintea Lui. Și lucrul acesta ne vorbește în Apocalipsa despre ce se va întâmpla la Armagedon. Când popoarele lumii își vor trimite armatele sale ca să distrugă poporul lui Dumnezeu și atunci Domnul Hristos va veni și va judeca pe oameni. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, va judeca pe Satan. Apocalipsa 20 ne vorbește despre lucrul acesta. Domnul va judeca națiunile mileniului pământesc și în timpul 1000 de ani. El va face dreptate. Nu va îngădui să fie dezordine, să facă fiecare om ce vrea. Sub nicio formă. Spune că va cărmui lumea cu un toiag de fier, adică cu autoritate desăvârșită. Și în final va judeca pe morții care nu s-au pocăit din toate veacurile. Această funcție de judecător a dat-o Dumnezeu Domnului Iisus Hristos și a fost atribuită ca o răsplată pentru umilința sa. Și avem așa de frumos descris în Filipeni capitolul 2, de la versetul 5 la versetul 13, ne arată Apostolul Pavel, pentru că Domnul Iisus s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, pentru că s-a smerit, da? Dumnezeu va face ca orice genunchi să se plece înaintea Lui, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ.
Și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. De ce? Pentru că s-a smerit. Aceasta este, dacă vreți, o răsplată dată de Dumnezeu atribuită Domnului Iisus Hristos. El este singurul calificat pentru această slujbă. Astăzi este la îndemâna oamenilor ca mântuitor. Orice om poate să fie scăpat de mânia și dreapta judecată a lui Dumnezeu dacă se încrede în Domnul Iisus Hristos și se pocăiește față de Dumnezeu. În calitate de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos are înțelepciunea și autoritatea de a judeca pe oameni, iar în calitate de fiu al omului, el înțelege și simte alături de oameni. Vedem aici două caracteristici atât de vitale, atât de importante în persoana Domnului Iisus Hristos. În persoana sa, a Domnului Iisus Hristos, dreptatea și îndurarea se întâlnesc și ca judecător al întregului pământ, el va face dreptate. Dragii noștri, am spus aceste lucruri în partea aceasta introductivă ca să înțelegem cât de serioasă este chestiunea aceasta a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Ni se pare, nu ni se pare, este o realitate atât de cruntă și atât de tristă a zilelor noastre în care oamenii nu se mai tem de Dumnezeu, sub nicio formă. Păcatul a atins niște cote astronomice. E ceva ce n-a trăit planeta și pământul nostru. Și ce va mai urma după aceasta? Și mulți oameni se întreabă, dar când va veni vremea socotelilor? Va veni în curând? Mai permiteți să mai vorbim puțin despre diferitele judecăți? Tot în partea introductivă, dar aș vrea o strofă dintr-o cântare să ne mai dezmorțim și haideți să o cântăm în picioare, poate în felul acesta. Când frații în Domnul se unesc și-n dragoste și-n pace pe lume viețuiesc. Și-n dragoste și-n pace pe lume viețuiesc. Haideți să privim puțin la diferitele judecăți, tot în partea introductivă, ca după aceea, am să spun încă de la început, de acum, o să avem în studiu 7 judecăți pe care Scriptura ni le descoperă și ne vom ocupa de fiecare în parte când Dumnezeu va îngădui și va hotărâ lucrul acesta. Studiind acest subiect, trebuie să începem cu judecata care deja a trecut. A fost o judecată, dragii noștri, care s-a consumat în urmă cu 20 de veacuri. Acolo, pe dealul Golgotei, Domnul Iisus Hristos, da, a fost martor la procesul nostru al oamenilor. Datorită vinovăției noastre, datorită încălcărilor noastre de lege, datorită fără de legilor noastre, Dumnezeu ne vorbește Scriptura că a judecat păcatele noastre în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Prorocul Isaia spune în capitolul 53, unde noi citim poate adesea la frângerea pâinii, versetul 4 spune: totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și izmerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Evrei 10 cu versetul 10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternuți ai picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Dragii noștri, Dumnezeu nu a stat nepăsător față de condiția noastră umană în care ne aflam. Și începând de la prima promisiune pe care Dumnezeu o dă primilor părinți, Geneza 3 cu 15, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și de acolo, în continuare, Dumnezeu a pregătit lumea. A urmat perioada de alfabetizare a lumii pentru venirea lui Mesia, pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Iar așa cum spuneam, judecata aceasta care s-a înfăptuit, acolo unde Dumnezeu a judecat păcatele noastre și le-a luat de pe noi și le-a transferat pe Fiul Său, aceasta este, dacă vreți, cea mai importantă judecată care s-a consumat pe pământul acesta. Cel care crede în Domnul Iisus Hristos este, în consecință, eliberat de vinovăție și de pedeapsa păcatelor, deoarece Hristos a acceptat vina și a plătit prețul în locul lui. Niciun credincios nu va fi judecat pentru păcatele lui, deoarece el a fost deja judecat pentru ele în Hristos. Ioan 5 cu 24 există o condiție foarte determinantă pentru fiecare om. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Se referă la judecata de condamnare. Dumnezeu poate să absolve pe fiecare om de judecata și de mânia sa care se va dezlănțui împotriva oamenilor necredincioși. Ca și copii ai lui Dumnezeu, dragii noștri, vina noastră, păcatele noastre au fost luate de Domnul Iisus Hristos. Poate să zică ceva, o, ce mare bucurie! Păi, am emblema aceasta, am eticheta aceasta de om credincios, de copil al lui Dumnezeu. Eu am scăpat de judecata lui Dumnezeu, sunt în familia lui Dumnezeu, m-am convertit acum 20 sau 30 de ani, da? Și slavă lui Dumnezeu, acum ca și copil al lui Dumnezeu, da, sunt liber și fac ce vreau. Aș pune o întrebare, chiar dacă pare retorică. Ce credeți, un copil, în perioada lui când stă în familia tatălui sau mamei, de la creșterea lui, de la pruncie la maturitate, noi numim astăzi, lumea modernă stabilește o zi a maturității, da? 18 ani, cât e sub tutela părintească, da, poți să faci ca și copil în familie tot ce vrei? N-ai cum. E sub autoritatea părintească și părinții, da, te așează în tine valorile spirituale, morale, de care ai nevoie, îți formează caracterul, te ajută și te pregătește pentru viața când tu o vei întâmpina și o vei lua singur, da, în mâini. Așa este și Dumnezeu. Ca și copiii ai lui Dumnezeu nu putem să ne permitem să trăim viața oricum. Spune Scriptura că Dumnezeu pe orice fiu pe care îl iubește, îl și pedepsește. Cu scopul de a-l îndrepta.
Niciun părinte nu-și lovește copilul sau nu-l pedepsește sau nu-l sancționează fără motiv. Motivul principal este să-l aducă pe linia de plutire, da? Să-l aducă sub autoritate, da? Să învețe, să asculte, pentru că ascultarea îl va conduce la bine. Dragii noștri, există o judecată la care aș vrea să ne gândim în această dimineață. O judecată care ne urmărește pe tot firul vieții noastre. Există o judecată prezentă pentru cel credincios. Este judecata pentru păcat în propria lui viață. În predica de pe munte, în capitolul 7, cu versetul 1, Domnul Iisus spune: nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Apostolul Pavel, când face rânduială cu privire la frângerea pâinii, 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 31, spune: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar pentru că suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Vorbeam mai devreme de judecata părintească a lui Dumnezeu împotriva noastră, da? Pedeapsa aceasta care Dumnezeu uneori o lasă și o îngăduie peste ființele noastre cu scopul acesta de a ne îndrepta ca să nu fim osândiți sau judecați odată cu lumea. Dar revin la judecata aceasta proprie. Aceasta presupune, dragii noștri, o trăire, o umblare cu Dumnezeu într-un mod extrem de atent. Ne trezim de dimineața și ne gândim în timpul zilei, îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea har, să rămânem în ascultare de voia Lui, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, o viață responsabilă cu scopul de a da mărturie înaintea oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dragii noștri, viața de credință nu este lipsită de responsabilitate. Nu este lipsită. Vorbeam puțin mai devreme cu frații așa fugitiv legat de aspectul acesta. Vorbeam cu fratele Emil. Știți ce se întâmplă? Acuzatorul, înșelătorul, vrăjmașul lui Dumnezeu și al nostru, Satan, atunci când greșim sau facem anumite lucruri, spune: stai liniștit. Păi nu un lucru așa prea grav că ai spus o minciună. Toată lumea minte, da? Sau tu ai spus o minciunică, da? Alții spun minciuni mari, foarte grave, înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. A, păi aceia sunt vinovați, da? Sau diferite păcate, așa care vrăjmașul vrea să le polească cumva, așa să zică: stai din știi că nu-i nicio vină. Dar știi ce? Ia uită-te tu la cutare să vezi cât de păcătos e față de tine. Oh, păi tu ești un sfânt față de el. Privește tu spre el sau spre ea și să vezi cât de ticăloși sunt oamenii aceștia și cum merită ca Dumnezeu să-i pedepsească. Și aducând aceste lucruri în mintea și inima noastră, da? Vrăjmașul lui Dumnezeu și al nostru vrea să facem un lucru extrem de grav, dragii noștri. O spun cu strângere de inimă. Vrea să ne așezăm pe locul de judecător al Domnului Iisus Hristos. Vrea să ne facă să subminăm autoritatea Domnului Iisus Hristos, condamnând semenii noștri, care sunt creația lui Dumnezeu. Ce drept avem noi? Pavel spune: de ce judești tu pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Dragii noștri, ne dăm seama până unde s-a ajuns în vremurile acestea, cum copiii lui Dumnezeu de multe ori, în mod nedrept, sunt terfeliți, sunt judecați, uneori chiar de frații lor. N-ar trebui să existe așa ceva. Adesea, vorbind despre dragoste, vorbind despre familia duhovnicească a adunării locale, și am zice că aici este lucrul cel mai frumos, să ne exprimăm prețuirea, da, față de frații și surorile noastre, să ne arătăm dragostea frățească. Și atât de trist este uneori,
Când vezi două surori care nu vorbesc una cu alta, sau doi bărbați, doi frați, care se ocolesc să nu se intersecteze privirile lor, nu cumva te-a înșelat diavolul și te-a așezat pe scaunul de judecător al Domnului Iisus Hristos? Cu ce drept vrei să faci lucrul acesta? Nu cumva vrei să acoperi ceea ce este în inima ta? Dacă Domnul ar scoate la suprafață lucrurile tale ascunse, așa vizibil, să le aducă înainte, să spună. Dragii noștri, ne dăm seama unde ne aflăm? Poate va zice cineva, păi frate, dar Scriptura totuși vorbește și adevărat lucrul acesta, că în biserică trebuie să fie rânduială, că prezbiterii bisericii trebuie să judece cazurile de neascultare din biserică. Este foarte adevărat. 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 5, cuvântul Domnului spune foarte clar ce era în biserica din Corint. Erau oameni care trăiau în curvie, în preacurvie, făceau lucruri extrem de urâte. Este adevărat că îi venise din păgânism cu foarte multe practici. Dar acolo Duhul lui Dumnezeu dă responsabilitate unor oameni chemați de Dumnezeu să analizeze lucrurile, da? Să verifice faptele să fie adevărate, pentru că aici este cea mai mare crimă, dragii noștri, în zilele noastre. Oamenii judecă, toată lumea judecă pe toată lumea. Și toți judecă din ceea ce aud, din stânga și din dreapta. E fals lucrul acesta. E o judecată strâmbă, nedreaptă, la care Dumnezeu ne va judeca pe noi pentru ceea ce facem. Nu poți să iei o vorbă care nu ești convins că este realitate și să o aplici în judecata ta împotriva cuiva. Înseamnă, vrăjmașul are și calitatea aceasta de părâș al fraților noștri, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, șarpele cel vechi care amăgește pe oameni. Să te aliezi cu dușmanul lui Dumnezeu, să faci o lucrare destructivă de judecată împotriva cuiva și să nu fii convins că este adevărat sau nu lucrul acela, înseamnă să împroși cu noroi peste lucrarea Domnului Iisus Hristos și înseamnă să iei locul Domnului Iisus Hristos. Poate încheiem într-o notă tristă, sumbră, dar este o realitate atât de cruntă a zilelor noastre, dragii noștri. Știți ce ne învață Scriptura? Este o soluție frumoasă pe care aș vrea să fie săpată adânc în inima noastră. Noi trebuie să urâm păcatul, așa cum îl urăște Dumnezeu. Păcat înseamnă călcarea voiei lui Dumnezeu, indiferent sub ce formă ar fi. Dar trebuie să iubim pe păcătos. Aici este marea problemă. Chiar dacă un om se face vinovat de un păcat, prezbiterii bisericii, oamenii chemați de Dumnezeu, poate, da, știind o realitate, da? Confruntă acea persoană cu un păcat și omul acela se pocăiește, îl câștigi pentru Dumnezeu, trebuie să continui să-l iubești, să-ți dai seama că a fost o victimă a lui Satan atunci când a săvârșit un lucru și în mod personal avem și noi posibilitatea să facem o judecată asupra celorlalți doar în temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Spune cuvântul așa, dacă vezi pe fratele tău că trăiește într-un păcat, ce trebuie să faci? Du-te la el și stai de vorbă cu el. Dacă vezi lucrul acesta, ești convins că el trăiește într-un păcat. Nu dacă ai auzit din stânga și din dreapta, din vocea lumii, doar dacă știi că el trăiește într-un păcat. Da? Te duci și stai de vorbă cu el și cu blândețe, cu dragoste, spui, frate sau soră, uite ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Nu este bine. Nu vrei să renunți la lucrul acesta care îl supără și îl dezonorează pe Dumnezeu? Nu vrei ca împreună să ne rugăm lui Dumnezeu să-ți dea puterea să nu mai faci aceste lucruri? Și poți să câștigi pe fratele tău. Aici este o judecată duhovnicească pentru ridicare, dragii noștri, pentru zidire. Ce învățăm noi din Scripturi? Să ne ferească Dumnezeu să ne așezăm în scaunul de judecător al Domnului Iisus Hristos și să vorbim lucruri pe care n-ar trebui să le vorbim. Mă rog lui Dumnezeu ca aceste cuvinte ale Scripturii, chiar dacă a fost o temă introductivă astăzi, să ne facă să ne gândim mai atent la viața noastră, să ne facă Dumnezeu să fim mai atenți la responsabilitățile care le avem ca oameni credincioși,
și să ne pregătim ca într-o zi să stăm înaintea Domnului Hristos. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.